Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. 10 suspecți de furt calificat, printre care 2 minori, au fost aduși astăzi la audieri. A țăpit la volan și a ajuns cu mașina în râul Dâmbovița. Gloria Berevoiești dezlănțuită, alb-albaștri au răpus CSM Mioveni 2, la scor 5-0. 4 percheziții au avut loc în Pitești, alte 4 în Bascov și câte una în Ștefănești și Albota la persoane bănuite de săvârșirea de infracțiuni de furt calificat. 10 suspecți, dintre care 2 minori, au fost aduși la Poliția Municipiului Câmpul Lung pentru audieri. La primele ore ale dimineții, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpul Lung, împreună cu colegii lor de la secțiile de poliție rurală arondate, însoțiți de luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale Argeș, au efectuat 10 percheziții domiciliare pe raza municipiului Pitești, a orașului Ștefănești și a comunelor Albota și Bascov, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea de infracțiuni de furt calificat. În prezența procurorului de caz au fost puse în aplicare 10 mandate de aducere. În urma descinderilor au fost descoperite mai multe bunuri, printre care electronice și electrocasnice, biciclete, dar și 4 capre și 10 curcani. Cu această ocazie am descoperit mai multe bunuri care provin din furt, printre care 2 autoturisme, un Alfa Romeo și un Jaguar. Am condus la sediul Poliției Câmpul Lung 10 suspecți, urmând a fi audiați, și vom prezenta parchetul de pe lângă judecătoria Câmpul Lung propuneri legale cu privire la aceștia. Bunurile erau furate la comandă, după care erau valorificate. Suspecții, printre care 2 minori, au fost aduși la audier la Poliția Municipiului Câmpul Lung, urmând să fie prezentați judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă. Din cercetări, polițiștii au stabilit că în perioada septembrie-noiembrie, cei în cauză ar fi sustras diverse bunuri din locuințe, societăți comerciale și autoturisme. Suspecții au dat 17 spargeri în zona Mușcelului, în special în localitățile Hârtiești, Stâlpeni și Schitu Golești. De asemenea, aceștia operau mai multe județe, iar prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 70.000 de lei în doar 2 luni. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și al Unității Centrale de Analiză a Informațiilor. A ajuns cu mașina în râu după ce a țipit la volan. Un șofer dâmbovițean, care se întorcea de la Rucăr, a pierdut controlul volanului la intrare în comuna Cetățeni și a ajuns cu mașina în albia râului Dâmbovița. Din fericire, bărbatul a scăpat doar cu o sperietură și câteva răni superficiale. Pentru un fermier din Dâmbovița, ziua de duminică a fost cu ghinion. Bărbatul a plecat din județul Dâmbovița cu fructe pentru a le comercializa în târgul din comuna Rucăr. La întoarcere, la intrarea în comuna Cetățeni, aproape de drumul care duce spre Schitul Negru Vodă, șoferul, din cauza oboselii, a țipit la volan, a părăsit carosabilul și a ajuns cu mașina în albia râului Dâmbovița. Norocul lui a fost că nu s-a izbit de copacul pe lângă care a trecut milimetric și a scăpat doar cu o sperietură și răni ușoare. Stat, da? S-a stat. Gata. Zero. Am vândut la Rucăr la târg și acela, fiind începător cu permisul, îi lăsam pe toți din spate să mă depășească. Recunosc că am fost și obosit, am vrut să mă opresc, să... a fost 11-a, un accident stupid, mulțumesc că sunt sănătos. N-a derapat, n-a... am ațipit tot. Da, asta a fost tot. La fața locului au ajuns pompierii de la detașamentul din Câmpul Lung cu o auto specială cu apă și spumă, un echipaj zmurd și o ambulanță. Șoferul a primit îngrijiri la fața locului, nefiind necesar transportul lui la spital. Polițiștii ajunși la fața locului au interogat șoferul și au făcut cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului. Grav accident rutier petrecut în județul Argeș. Șoferul unui autocar a intrat în plin într-un camion pe care l-a proiectat în altul, ultima mașină lovită fiind un autoturism. În urma acestui carambol, un om a murit și alte 3 persoane au fost rănite. Accidentul a avut loc pe drumul național 65 Pitești-Slatina. Acest autocar mergea de la Craiova către Grecia. Șoferul lui nu a observat mașinile staționate, 2 camioane și un autoturism, și a intrat în plin în spatele unui camion și așa fiecare mașină în spatele celeilalte. A voastră a fost șoferul camionului, da? Da. Și cum s-a întâmplat?
Eu am văzut camionul din față când oprește, am oprit și eu și deodată m-am trezit cu zbituri în spate. Mai erați cu cineva în mașină? Da, colegul meu. Și el cum este? El nu știu, e mai grav. În timp ce șoferul primului camion a fost dus la spital, colegul lui pasager, un bărbat de 46 de ani, era resuscitat pe stradă de medici ajunși la fața locului. După aproape o oră, bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii argeșeni au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul național Pitești-Slatina. Evenimentul rutier s-a produs între 4 autovehicule, iar în urma acestuia a rezultat decesul unei persoane și rănirea altor 3. Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurilor în care evenimentul s-a produs. Din cauza acestui accident, traficul a fost blocat complet pe drumul dintre Pitești și Slatina. În urma evenimentului rutier, în afara bărbatului decedat, au fost mai multe persoane rănite, însă numai 3 au ajuns la spital. Pasagerii autocarului au fost duși la un han din apropiere pentru a fi preluați ulterior de alt autocar. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și urmează a se stabili cu exactitate cauzele producerii acestui accident. Un tânăr din Pitești a pus autoritățile pe jar. Acesta a amenințat că se aruncă de la 6 metri înălțime de pe o pasarelă de lângă Pitești. După mai bine de o oră de discuții, tânărul a fost coborât și dus la secția de psihiatrie de la Spitalul Județean. Un tânăr de 21 de ani din județul Argeș a pus pe jar autoritățile noaptea trecută. El s-a urcat pe o pasarelă care traversează pasajul din comuna Bascov de lângă Pitești spre Râmnicu Vâlcea. Pompierii, poliția, jandarmeria și un echipaj de la Zmord au ajuns la locul incidentului și au încercat să îl lămurească pe tânărul cocoțat pe pasarelă să coboare. El se urcase acolo și amenința că se aruncă în gol de la aproximativ 6 metri înălțime din cauza unor neînțelegeri cu prietena lui, o tânără de 18 ani, de la un liceu din Pitești. După mai bine de o oră de discuții, tânărul a fost coborât, iar un echipaj de la Zmord l-a preluat și l-a dus la secția de psihiatrie. El se va alege și cu amendă pentru tulburarea liniștii publice. A plecat la vânătoare și a fost rănit de un urs. Vânătorul, împreună cu alți colegi, se aflau pe un fond de vânătoare în localitatea Mușetești, când dintr-un tufiș a ieșit un animal și l-a mușcat de cap. Colegii au sunat la 112, iar victima a fost preluată de o ambulanță și transportată la spitalul de la Curtea de Argeș, unde i s-au acordat primele îngrijiri, după care a fost dus la Spitalul Județean din Pitești. Victima are numeroase leziuni la cap, picioare și la mâna stângă. Un vânător din Argeș a fost la un pas de moarte aseară după ce a fost mușcat de un urs. Bărbatul era la vânătoare în localitatea Mușătești împreună cu câțiva prieteni când, dintr-un tufiș, a ieșit un animal care l-a mușcat de cap. Unul dintre prieteni a sărit și a reușit să-l tragă din ghearele ursului, după care a sunat la 112. O ambulanță l-a transportat de urgență la spitalul din Curtea de Argeș, unde a primit îngrijiri medicale, după care a fost dus la Spitalul Județean din Pitești. Victima are 36 de ani, iar medicii spun că are numeroase leziuni la cap, picioare și la mâna stângă. A fost deschisă o anchetă pentru a se stabili dacă era vorba despre o partidă de vânătoare legală. Un apartament a luat foc într-un cartier din nordul municipiului Pitești, aproape de ieșirea spre Vâlcea. Panica a pus stăpânire pe locatarii blocului, care au ieșit în stradă. Toți cei din interiorul apartamentului, printre care și 2 copii, au scăpat cu fuga. Incendiul a avut loc la etajul 5 al unui bloc din nordul Piteștiului și fumul degajat s-a văzut de la kilometri distanță. Focul a pornit din balconul locuinței, acolo unde erau depozitate mai multe materiale combustibile. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de la pompieri, dar și o autoscară pentru a se putea ajunge la ultimul etaj al imobilului, acolo unde este situat apartamentul. Pompierii au acționat din exterior cu ajutorul scării. În timpul intervenției, bucăți din balcon au căzut în stradă. S-a dărâmat zidul, bă! Da, temperatura aia!
Pentru că pompierii au ajuns repede, focul nu a avut timp să se extindă. Au ars materialele combustibile din balcon și dintr-o cameră și au fost evacuate 5 persoane, 3 adulți și 2 copii din respectiva locuință, iar vecinii au ieșit majoritatea în stradă. Pompierii au deschis o anchetă pentru a afla cauza producerii incendiului, care ar putea fi o candelă lăsată aprinsă pe balcon. Câmpul Lungul a găzduit în weekend două filme, unul de lungmetraj și altul de scurtmetraj, care fac parte din proiectul La Centenar prin Filmul Românesc. Muștelenii au putut urmări Cadoul de Crăciun și Afacerea Est. Proiectul este realizat de Asociația Enchidu și cofinanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Ministerul Culturii a lansat în anul centenarului mai multe proiecte, printre care un loc îl ocupă și Filmul Românesc. La Centenar prin Filmul Românesc este unul dintre proiectele cofinanțate de Guvernul României prin Ministerul Culturii și realizat de Asociația Enchidu. Cele 10 pelicule în care sunt prezentate filme de lung și scurt metraj vor ajunge în 10 localități din România. Una dintre aceste localități este Câmpul Lungul, unde în weekend la Casa de Cultură a Sindicatelor au fost proiectate filmele Cadoul de Crăciun și Afacerea Est. Filmele din această seară sunt proiectate la Câmpul Lung în cadrul proiectului La Centenar prin Filmul Românesc. Organizatorul este Asociația Enchidu. Finanțator este Guvernul României prin Ministerul Culturii și Identității Naționale. Ne propunem să ajungem cu 10 filme românești în 10 localități din România, în principiu fără cinematograf. La sediul Partidului Național Liberal din Câmpul Lung, deputatul Dan Bica și președintele organizației locale Ionel State au susținut o conferință de presă. Aceștia au adus în discuție problemele politice de actualitate, atât la nivel național cât și la nivel local. Așa cum ne-a obișnuit în ultimul timp, deputatul PNL de Argeș, Dan Bica, își prezintă regulat în cadrul conferințelor de presă activitatea sa parlamentară, dar și a grupului din care face parte. Astfel, vineri 9 noiembrie, la sediul PNL Câmpul Lung, parlamentarul a organizat o nouă conferință de presă în cadrul căreia a lansat noi atacuri la adresa guvernanților. Acesta a comentat excluderea din PSD a senatorului Adrian Țuțuianu, incompetența actualului guvern de a atrage fonduri europene, dar și întârzierea lucrărilor de reabilitare a drumului național 73 Piteș-Brașov. Am depus mai multe întrebări și interpelări legate de trei chestiuni punctuale. DN73 Piteș-Câmpul Lung-Brașov, DN73C, Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Râmnicu-Vâlcea și depozitul de deșeuri periculoase de pe platforma ARO. Răspunsurile le puteți găsi, răspunsurile ministrilor de resort le puteți găsi pe site-ul Camerei Deputaților. Piteș, Câmpul Lung, Brașov, mi se spune că e în grafic și că va fi terminat conform contractului. 73C, Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Râmnicu-Vâlcea, care ar putea, dacă ar arăta într-o stare decentă, ar putea contribui din plin la renesarea acestei zone, mai ales din punct de vedere turistic. Din cele două răspunsuri pe care le-am primit, se pare că va fi amânat până la calendele de grecești. E condiționată reabilitarea lui de realizarea autostrăzii Piteș-Sibiu. Nu văd de ce ar trebui această condiționare. Iar în ceea ce privește eliminarea deșeurilor de pe platforma ARO, doamna vicepremier, care e și ministru al mediului, în răspuns la prima întrebare mi-a enumerat o mulțime de sancțiuni care au fost date și o mulțime de termene care au fost stabilite. La cea de-a doua întrebare, de acum o lună, nu am primit încă răspunsul. Președintele organizației locale a Partidului Național Liberal, Ionel State, a adus în discuție o problemă mai veche a câmpulungenilor din sudul orașului. Acesta spune că primarul Câmpulungului are pârghiile necesare să extindă rețeaua de gaze, iar grupul peneliștilor din Consiliul Local va insista pe această problemă. Sunt foarte multe solicitări, mai ales pe zona de sud, unde știți că, într-adevăr, lipsește cu desăvârșire această rețea de gaze, dar și o parte din zona de nord, unde punem un proiect de hotărâre pentru extinderea acestei rețele, mai ales că Câmpul Lungul nu face parte din UAT-urile care nu au bani. La ora actuală, UAT-ul Câmpul Lung poate să susțină fără probleme
și fără a se reîntoarce acești bani din legea offshore, ca să extindem această rețea. Noi am mai avut anumite interpelări în Consiliul Local, ni s-a spus că nu se poate, că nu sunt bani, din ce înțelegem în această lege, se poate foarte bine și pot să intervină. Deci ceea ce ne spune domnul primar Țăruiu, că nu se poate, că nu găsește înțelegere la societatea de gaze, este un mare neadevăr. Profitând de prezența deputatului Dan Bica, Ionel State i-a cerut acestuia să intervină la Ministerul Transporturilor pentru a remedia o problemă legată de cursele București-Câmpul Lung efectuate de CFR Călători. Mai mulți oameni s-au plâns că în Gara de Nord nu este afișată destinația gării din Câmpul Lung. Dacă mergeți în Gara de Nord București, locația Gara de Nord Câmpul Lung nu Gara Câmpul Lung nu există. Există Gara Crețulescu, Băile Crețulescu. Și l-aș ruga pe domnul deputat dacă poate să ajungem să punem în valoare Câmpul Lungul, fiindcă este o prima capitală a țării române și mi se pare aiurea ca să nu figureze măcar pe acest itinerar de cale ferată București-Câmpul Lung. Câmpul Lung moldovenesc are, Câmpul Lung moldovenesc vest, Câmpul Lung moldovenesc est. Deci se poate și la Câmpul Lung să fie Câmpul Lung nord și Câmpul Lung. Peneliștii au respins propunerea puterii ca alegerile locale să fie realizate într-un singur tur de scrutin, argumentând faptul că această modalitate de votare nu este relevantă. Gloria Berevoiești a obținut duminică cea mai categorică victorie din actuala stagiune competițională. Albi Albaștri au învins CS Mioveni 2 la scor 5-0, grație evoluției excelente a lui Alex Popescu, MVP-ul partidei, care și-a trecut în cont un hat-trick. Victoria Buzoiești nu a putut trece de ASE Băiculești, remizând 2-2 pe teren propriu. Gruparea de Liga 4 a Gloria Berevoiești a reușit duminică în jocul de acasă cu CS Mioveni 2 cea mai categorică victorie din actuala stagiune competițională. Albi-albaștri s-au impus categoric cu scorul de 5-0, grație evoluției foarte bune a lui Alex Popescu, atacantul gazdelor, a reușit un hat-trick și a creat panică la poarta oaspeților de fiecare dată când se afla cu mingea la picior. Revenit după o pauză de mai bine de 3 luni, fundașul stânga Cătălin Chira și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, iar Alexandru Șerban de la oaspeți și-a introdus mingea în proprie poartă, consfințind astfel victoria gazdelor. O victorie obținută după mai bine de 2 luni, timp în care Gloria Berevoiești a avut evoluții dezamăgitoare. Victoria Buzoiești nu se mai regăsește după eșecul suferit în fața Sportingului din Pitești. În jocul de acasă cu ASE Băiculești, formația din Buzoiești a trăit periculos. A fost condusă cu 1-0 și cu 2-1, însă de fiecare dată a reușit să revină. Grație lui Marian Andrei, care a egalat la 1, și nou intratului în teren Ștefănică, acesta din urmă egalând scorul la 2. Victoria Buzoiești nu a mai avut forța să marcheze și golul 3 și astfel mai înregistrează un semi-eșec pe teren propriu. Rezultatele complete înregistrate în cazul etapei a 12-a din campionatul județean de fotbal Liga a 4-a, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. Gruparea dâmbovițeană de Liga a 4-a, Voința Vișina, nu a reușit nici de această dată să cucerească punct sau puncte în jocurile din deplasare. Cotată cu șanse mari la victorie, formația din Vișina a pierdut 3-4 confruntarea de la Mătăsaru cu Progresul din localitate. Voința Vișina pare condamnată, cel puțin până în această rundă, să piardă toate jocurile din deplasare. După dușul rece suferit în urmă cu 2 runde la Gurașuții, acolo unde roșalbaștrii au încasat 4 goluri, iată că nici în deplasarea de la Mătăsaru nu s-au descurcat mai bine. Tot 4 goluri au încasat, dar de această dată vișinenii au punctat și ei. Verdeș cu o dublă și Cergan au fost marcatorii Voinței Vișina în partida cu Progresul Mătăsaru. Prea puțin însă, gazdele au marcat mai mult cu un gol și au obținut toate cele 3 puncte puse în joc. Asta în ciuda faptului că Voința Vișina era cotată
cu șanse reale la obținerea unei victorii în fața unui adversar mult mai slab cotat. În urma eșecului înregistrat, Voința Vișina a coborât în partea inferioară a clasamentului, până pe poziția 10-a cu 20 de puncte acumulate până în prezent. Rezultatele complete ale etapei a 15-a din campionatul județean de fotbal, Liga a 4-a Dâmbovița, cât și clasamentul la zi sunt următoarele. În județul Argeș, vremea va fi ușor instabilă. În partea de nord a județului, cerul va fi acoperit de nori și va ploua. În timp ce în sud, cerul va fi mai mult senin. Termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 8 și 13 grade Celsius. Să revenim în partea de nord. Spuneam că vor fi nori și va ploua, iar termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 8 și 10 grade Celsius la Dărmănești. La Mușătești, la Domnești și la Corbi vor fi înregistrate până la 9 grade Celsius. La Vlădești și la Dărmănești vor fi 10, iar la Câmpul Lung 8. În partea de sud a județului vor fi înregistrate până la 12-13 grade Celsius. Și la Pitești, cerul va fi acoperit de nori, va ploua și vor fi înregistrate până la 11 grade Celsius. Și în Dâmbovița va fi ploaie, cerul va fi acoperit de nori și vor fi înregistrate temperaturi ce vor varia între 6 și 10 grade Celsius. În partea de nord a județului vor fi înregistrate temperaturi ce vor varia între 6 și 9 grade Celsius și vom avea nevoie de umbrele. Și în sud va fi ploaie, aici termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 9 și 10 grade Celsius. La Târgoviște, de asemenea, va ploua. Vor fi înregistrate cel mult 9 grade Celsius. La noapte cerul va fi acoperit de nori, nu sunt semnalate precipitații, iar termometrele vor înregistra până la 2-3 grade Celsius. Mâine, de asemenea, cerul va fi acoperit de nori, este posibil să plouă, iar termometrele vor înregistra până la 8 grade Celsius. Ziua de miercuri va fi una relativ frumoasă, cerul va fi variabil, iar termometrele vor înregistra până la 11 grade. Joi se va răcori ușor, cerul va fi în continuare variabil, iar termometrele vor înregistra până la 8 grade Celsius. Acestea sunt momentan informațiile. Ne revedem mâine seară. Doamnelor și domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Programul continuă cu emisiunea Magazin Sportiv. Vizionare plăcută!